cântărim, nu vă... Uite-ați, de ce nu mă duce și vincul? Hai că văd țigănii mea, pe cuvânt eu. Vă rog să începem să le cântărim. Cheamă pe Sibela, cheamă-mă pe șeful. Nu mă cacă ne din marfă, luați-o dumneavoastră, duceți-o, dar numai eu să dai... De ce o aruncați pe stradă? Vă rog frumos, insulte, vă punem genunchi... Nu, n-are rost, n-are rost, noi vă cerem un certificat, dar noi vă cerem un certificat de matriculare. Bă, da, mă, și mi-a telefonul ăla, mă, nu ți-i mână, măi, fratele. Ce telefon, mă, mie? Da, mă, să sun și eu pe cineva. Nu, mă, nu mi-a cerut mie. Uite, acolo nu sunt alții, dar chiar așa m-ați găsit pe mine, prost. Eu vreau să procedăm la cântărirea acestora. Hai, domnule, mă, ați luat drept în prost. 07. De ce l-ați aruncat? 24. Dar numai eu sunt aici, chiar m-ați găsit pe mine. Dar de ce n-ați controlat și de acolo și de pe aia când vinea mie rândul? Da, domnule, spunțul. Pune-mă unde vrei dumneata, dar chiar așa se procedează șeful. În ce sens? Dar e ordine prestabilită? Da, adică reclamația de la dâns și că ei nu... Adică cu ce l-am deranjat eu? Puteți să-mi arătați inspecția metrologică? Da, domnule. În control. Și eu vă rog să-mi prezentați documentele. Să pune o declarație. Să pune declarație. Vă rog. Te rog, de spațiu public. Hai, tu mai de aia. Hai, liber. Păi ce faci? Fac spectacol aici. Te rog frumos. Nu vă supărați. Nu se vinde în acest moment, suntem într-o acțiune de control. La acest moment, dânsunare inspecție meteorologică la cântar ca să știți ce cumpărați. Aveam eu telefonul la mine, ce țipe așa la mine? 0724.